am găsit cărți de poezii ale lui Ive Voiculescu și știu că m-a impresionat chiar în clasele primare, în primele clase primare, când am început să citesc volumul Poeme cu Îngeri. Aș putea spune că am crescut cu volumul ăsta. Când îi apar acele poeme cu îngeri, are celebra replică: până acum am fost țăran, am scris o literatură bolovănoasă, de acum mă înnoiesc. Mi-e dor de tine, Doamne, ca de o fată. Întâia dragoste. Cât am iubit. Dar într-o zi s-a mâniat deodată, fără un cuvânt de atunci m-a părăsit. Un fir din taina ei nu-mi mai străbătu. Și mă întreb de n-ai fost, Doamne, tu. Un vultur are cuib în mine, îl simt cum fâlfie mereu. Și vulturul, precum știți bine, e pasărea lui Dumnezeu. Deprins în cer cu alte zboruri, acum el ține ochiul închis. Îi arde sufletul de doruri și amintiri din paradis. Pe cele mai înalte creste, ca un vârtej întraripat, el se abate fără de veste și crestele sub el se zbat. Deasupra culmilor mărunte, pe cel mai furtunatic pisc, el poate trăsnetul să înfrunte și prinde fulgerul în plisc. Dar zgârie cu gheara piscul, râvnind al slăvilor hotar, și mușcă cremenea cu pliscul, nepotolit și solitar. Îl cheamă slăvile senine și închis se zbuciumă mereu, căci vulturul, precum știți bine, e pasărea lui Dumnezeu. Voiculescu a fost întotdeauna un scriitor iubit, a fost întotdeauna un scriitor foarte iubit. Da, din 1917, 18, 19, în centrul unui grup literar, în centrul unui entuziasm creator, în centrul unei bucurii enorme de a fi în literatură. Era un scriitor care prin 21-22 primește premii literare, are o notorietate a lui. Este în același timp un de o bunătate, de o generozitate, de iarăși o bucurie de a ajuta cum puțini au fost. Aș spune că există patru faze în relațiile mele cu Voiculescu. Toate nu sunt foarte dense, sunt mai rare fiate, dar au pondere. Primul contact, poate cel mai important cu Voiculescu, a fost, o să vă mirați, în copilărie. În satul unde am copilărit, m-am născut, am copilărit, casă de largă, generoasă de învățători și preoți din neam în neam, se adunau bibliotecile neamurilor de pe la oraș, unde spațiul locativ începea să constituie o problemă, chiar înainte de război. Așa că am trăit într-o casă plină de cărți. De pildă, biblioteca nesociologică, celelalte cărți în afară de cele de sociologie, al lui Ștefan Seletin, care e un alt unghi de-al meu, era la Burdusaci, al Vestitul lui Emil, sociolog. vestitul sociolog, al lui Emil Palade, ce nu era de pedagogie sau filozofie, venea la Burdusaci și chiar și de filozofie. Și altele, familia Brăescu, neamuri de-al lui. Așa că printre acele cărți am găsit cărți de poezii ale lui Ive Voiculescu și știu că m-a impresionat chiar în clasele primare, în primele clase primare, când am început să citesc volumul Poeme cu Îngeri. Aș putea spune că am crescut cu volumul ăsta. Aș putea spune, făcând o mică exagerare, poate, că l-am știut la un moment dat pe din afară. Adică n-aș spune că îl știam pe din afară, așa, metric, dar îl aveam în minte, în suflet, etc. Încât apeși pe un buton și îl spună un poem, și acum aproape în întregime. Păi când îi apar acele poeme cu îngeri,
are celebra replică: până acum am fost țăran, am scris o literatură bolovănoasă, de acum mă înnoiesc. Poemei cu îngeri e un fel de a fi în literatura religioasă și un fel de a exista în literatură, de a crede. O poezie a credinței, cum erau în anii 20, evident, și poezia lui Ion Pilat și poezia lui Nichifor Crăinic și poezia celor de la Gândirea, de care el se simțea definit. Venise primăvara și stârpele gorgane cu tort de flori alese își peticeau chilimul. Și doldora de mărfuri, de bani și caravane se pregătea de Paște întreg Ierusalimul. Iisus, din foișorul cu șița înverzită, privea deșarta caznă și robotul zadarnic. O silă uriașă și o milă nesfârșită, ca umbra și lumina, luptau în el amarnic. Chesat și aprig, Iuda se tânguia la poartă, oprind din drum casapii cu meii de vânzare. Ioan pleca la apă cu vasele de toartă, iar Petreș da cuțitul pe gresii și amnare. Cu multă greutate găsiră precupețul ce s-a învoit să intre cu mielul în ogradă, și după o grea tocmeală, peșin plătindu-i prețul, l-au înșfăcat și vesel i l-au adus să-l vadă. Era un mel molatic cu lațele plăvițe, mirositor a lapte, și-l toropise somnul, cu fruntea cucuiată de două mici cornițe și, presimțind scăparea, a behăit spre Domnul. Atunci, duios și pașnic, ca un păstor din munte, Iisus îl luă în brațe cu adâncă sfâșiere, îl sărută cu sete pe bot, pe ochi și frunte, apoi întoarse capul și îl dete spre junghiere. Cu mâneci suplecate voioși îl apucară, îi scoaseră cordeaua, smulgându-i clopoțelul. Doar Iuda înțepenise, holbat, năuc pe scară, privind sărutul tainic ce osândise mielul. Prin mijlocirea lui Ion Buzdugan, care era prieten de la Gândirea cu Vevo Iculescu, ne-am cunoscut Vevo Iculescu. Întâlnirile s-au petrecut nu într-o casă, într-un interior, ci la plimbări, în plimbări, în Piața Națională, în Parcul Carol, dar mai mult în Parcul Cotroceni. El venea din Staicoviș și eu veneam la Facultatea Medicină. Și ne plimbam pe acolo. Și discutam probleme de filozofie pe care le aveam eu și pe care le avea și el, că erau comune probleme de neoplatonism. Despre Academia de la Florența, nu? Da, adică Marsilio Ficino, Cristoforo Landino, Plotin, Gemistus Platon și alții, pe care, cum spun, îi trăgeam la Darac, îi discutam și îi aprofundam. Și eu îi mai citeam, când aveam buzunar, sonetele în măsura în care le traduceam, fiindcă se traduc foarte, foarte greu de tradus și foarte greu de descifrat. Ele sunt cifrate și extrem de dense. Ar trebui să fie scrise nu un endecasilab versul, un endecasilab ar fi ca să poată exprima tot fondul de idei, ar trebui ca versul să fie 11 ori 2, adică 2 decasilabi, endecasilabi pentru un vers. Deci e senzuri ascunse și extrem de complicate. Și poate frumusețea întâlnirilor noastre era frumusețea acestor dezbateri și acestor decriptări, acestor rafinări, disecări în amănunt a unor probleme foarte serioase de neoplatonism, în special de neoplatonismul ficinian, la care făcea și el apel. În primul rând, e un scriitor care știe, cum știu foarte puțin, limba română.
scrie într-o limbă românească superbă. În al doilea rând, își trăiește bucuria de a fi într-o lume adâncă. Prozele sale sunt se nasc dintr-o istorie arhaică, din arhaicitatea civilizației. O civilizație, dacă vreți, rurală, o civilizație care își trăiește miturile, își trăiește mitologia, își trăiește legendele. Există proze în care există bănuiala și am avut bănuiala că este o rescriere a lui Faust. O rescriere a pactului cu diavolul. Tocmai atunci se ivi în gârliciul beciului de sub Arhondaric părintele stareț Iosafat, care, cum zări pe protopop, îi alergă înainte, îl îmbrățișă, îl sărută cu bucurie pe frunte, pe barbă și pe umeri, în chip de cruce. Era foarte vesel și mirosea a vin bun. Starețul bătu din palme. Să se aducă niște mizilic, să ne iertați că ne găsim nepregătiți, se dezvinovăți el. Nici noi n-am mâncat. De 3 zile pritocim vinurile în pivniță, că-i luna mai și pârdalnicile fierb. Așa că ne-am dat cu treburile și am uitat de cele ale trupului. Astăzi ați slujit? Întrebă cu oarecare grijă protopopul. Acolo jos, în beci, răspunse cu sfântă nevinovăție starețul, că domnul nu stă în anume loc, el se află pretutindeni. Păi cum ați făcut? Am spus câteva rugăciuni și ne-am închinat cu smerenie. Printre butoaie? Butoaiele păstrează în ele scump sângele domnului, lămuri starețul. Există în folclorul, în literatura arhaică românească și acest model și acest fel de a păstra înțelesurile lumii. Ce se întâmplă lumile retrase în zonele insulare care își pot păstra vechimile, mesajul adânc, bucuria de a fi într-o profunzime a ființei, descoperim în prozele sale de vârf, dar descoperim în același timp, de pildă în ultimul Berevoi, descoperim despărțirea dramatică, poate tragică, de lumea veche, de modelul adânc a civilizației noastre. Ce se întâmplă în prozele lui Voiculescu, în prozele mari, ar putea fi avertismente. Avertismentele față de pierderea lumii, pierderea mesajelor de mult. Urc muntele de gând cu aspre galbe, cătând frunzarul rugului aprins. Doar mugetele tunetelor albe mă vor vesti că, Doamne, te-am atins. Și-și vor croi, făcându-le puzderii, pe mătcile urechilor drum nou. Că până în fund, bulboanele tăcerii s-or turbura sub bulgări de ecou. Atunci, scoțând sandala minții moale, cu sufletul desculț prin jarul dur, pășind în vârful gândurilor goale, voi cuteza să calc pe spirit pur. Când treceam în dreptul unei biserici, intram în biserică, era foarte credincios, asta e o altă latură care trebuie dezvoltată mai mult, și lua o lumânare și aprindea numai o lumânare. Eu venind din Moldova cu obiceiul să iau un smog de lumânări, să aprind pentru fiecare morți și vii, el lua numai o lumânare. Așa. Și stătea puțin, probabil se închina în gând, ieșeam, ne continuam vizita.
Cam asta a constat legătura în această perioadă, penultima perioadă a relațiilor mele cu el. 1958. Și înaintea arestării. Da, s-a întâmplat o chestie foarte ciudată. Am pomenit un nume, prietenul meu, Gigi Ursul, vedeți fotografia pe pian acolo. A fost foarte bun prieten cu el, poet și istoric literar, cu multe volume și un om blând, moldovean, liniștit, calm, un fel de om creangă, care a fost, de fapt, cel mai bun prieten al meu de literatură în acea perioadă. Eu am plecat la Burdusaci în concediu, vacanță. Anul 1958? În 58. Și în august primesc o telegramă stranie de la Gigi Ursu. Spune cu doctorul ceva de genul acesta: cu doctorul s-a întâmplat ceva greu, este în timp ce nu este. Ceva grav. Ceva grav. Deci ceva cu doctorul grav. S-a întâmplat. Cu doctorului s-a întâmplat ceva grav. Este, două puncte, este și nu este. La început n-am înțeles nimic, dar mama mea, care era, Dumnezeu să o odihnească, era o femeie foarte deșteaptă, a spus: dragă, da, cred că l-a arestat. Cum să l-a arestez? De ce? Că nu făcea poliție, cu tare. Pentru mine, care știam de rugul aprins, rugul aprins nu era o entitate politică, era o entitate religioasă. Discutaseți vreodată cu Voiculescu despre rugul aprins? Da, dar nu a constituit niciodată subiectul expres al unei întâlniri sau al unui parcurs pe alee sau așa. Tangențial. Au existat păreri că Voiculescu, după întâmplările din închisoare, ar trebui să devină sfânt. Patriarhia ar trebui să se ocupe de asta, de sfântul, de sfințenia lui Voiculescu. Voiculescu însuși a scris un roman hagiografic, Voiculescu însuși a încercat să mediteze în poeziile sale, în prozele sale, asupra sfințeniei. Problema e mai complicat. În momentul de față există o nevoie de miracol în civilizația românească, o nevoie de sfințenie. Poate n-ar trebui să începem de la nevoia de a-l considera sfânt, de a discuta despre sfințenia lui, despre hagiografiile pe care le găsim în cărțile lui. Să discutăm despre această biografie de o abundență a faptelor bune, cum sunt puține biografii de scriitori. Cu ce adânc să te măsor? De unde atâta înălțime să te ating? Mă urc în cer și cerurile scunde, mă afund în mări, amare funduri ling. Bat până fruntea de întrebări în crapă, cer, se întorc goale, aprigile-mi rugi, cât îmi rămâne în mâini noroi și apă. Ca un vampir, tot sufletul îmi sugi. Mi-e dor de tine, Doamne, ca de o fată. Întâia dragoste, cât am iubit, dar într-o zi s-a mâniat deodată, fără un cuvânt de atunci m-a părăsit. Un fir din tainai nu-mi mai străbătu. Și mă întreb de n-ai fost, Doamne, Tu. Există în tot ce scrie Voiculescu
o încredere în virtuțile adânci ale poporului, a mesajului pe care românii îl pot duce mai departe, încât e un model, Voiculescu rămâne un model de scriitor al culturii noastre înalte. Casa memorială Vasile Voiculescu, aparținând Muzeului Județean Buzău, este spațiul unde vizitatorul descoperă un lăcaș de cultură și o hrană spirituală a universului voiculescian, pe baza unor valoroase colecții, cărți, fotografii, documente, piese de mobilier, găsim aici o ambianță familiară, personalitatea tulburătoare a scriitorului, dar și generozitatea medicului Vasile Voiculescu. El ne-a lăsat o operă literară bogată și valoroasă, dar și amintirea unui om de o înaltă distinție sufletească. Deci vă invit la Casa Memorială Vasile Voiculescu din Comuna Pâscov, de pe Valea Buzăului, județul Buzău. Aici veți afla lucruri interesante despre viața omului, medicului, scriitorului Vasile Voiculescu.